mă bucur tare mult că Dumnezeu a pregătit ziua aceasta, să ne bucurăm împreună de ea și vreau să facem lucrul ăsta. Mai cu seamă că cred că cel mai frumos mod de a face lucrul ăsta, cel mai frumos mod de a ne bucura este să ne bucurăm în Domnul. Nu? Bucurați-vă în Domnul, zic, iar zic, bucurați-vă. Asta vreau să facem și în seara aceasta. Subiectul despre care aș vrea să discutăm împreună este foarte strâns legat de ultima cântare care s-a cântat. Este lucrarea Domnului. Și Dumnezeu rânduiește toate lucrurile la vremea lor așa cum trebuie. Vreau să mergem, să citim pentru început două versete din Evanghelia după Ioan de la capitolul 10. Le găsim la pagina 1040 în Cornilescu. Citim versetele 28 și 29 care spun așa. Eu le dau viața veșnică, în veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Tatăl meu, care mi l-a dat, este mai mare decât toți și nimeni nu le poate smulge din mâna tatălui meu. Amin. Contextul acestei scrieri, acestor cuvinte ale Domnului Iisus Hristos, îl vedem în începutul capitolului 10. Iar el aici, la un moment dat, vorbește despre oile lui. Spune, oile mele ascultă glasul meu. Un verset mai înainte. Ascultă glasul meu, eu le cunosc. Iar apoi Domnul Hristos face această afirmație și vreau să ne oprim puțin asupra unui subiect care reiese de aici. Eu le dau viața veșnică, spune Domnul Iisus Hristos. Aș începe prin a preciza, cuvântul veșnic, în definiție, are însemnătatea lui. Un lucru veșnic este ceva ce durează la nesfârșit, în eternitate. Noi cunoaștem termenul de veșnicie de asemenea, iar veșnicia înseamnă ceva ce nu este limitat de timp, nici de spațiu, dar nu este limitat de timp. Vom petrece o veșnicie alături de Dumnezeu, sau cum spune Tesaloniceni, vom fi pururea cu Domnul. Iar Domnul Hristos aici vorbește despre o viață care este veșnică. Noi cunoaștem în sine viața veșnică și cunoaștem versetul care este foarte important și viața veșnică este aceasta. Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat. Asta este viața veșnică. Cu alte cuvinte, a-L cunoaște pe Dumnezeu are ca și rezultat dobândirea vieții veșnice. Și nu ne oprim asupra acestui subiect, doar menționez scurt că este de la sine înțeles că a-L cunoaște pe Dumnezeu nu înseamnă doar a-L cunoaște așa cum îl cunoaște toată lumea, fiindcă sunt destui care spun că îl cunosc și care nu vor beneficia de viața veșnică. Dar acest subiect poate cu altă ocazie cu ajutorul Domnului. Mergem mai departe. Aș vrea să mergem înainte de a intra în discuția noastră, la încă un verset din Iuda, o carte citită foarte rar de altfel, dar vreau să-l citim fiindcă este foarte important în dezbaterea pe care o avem în seara aceasta. Iuda, 24 versetul, spune așa, iar a aceluia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale, singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Iisus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreție, putere și stăpânire. Și ne oprim momentan aici. O să revenim și la subiectul din Iuda. Vreau, deși cred că știm foarte bine fiecare dintre noi că au fost multe dezbateri, nu numai în zilele noastre, dar mai cu seamă în zilele noastre, le cunoaștem foarte bine, referitor la mântuire și la siguranța pe care noi avem. Și aș vrea doar în câteva locuri, fiindcă timpul este foarte scurt, să mergem împreună și să vedem câteva lucruri prin care Dumnezeu vrea să ne transmită și vrea să ne întărească în gândul că mântuirea este ceva ce, în primul rând, este promisă de Tatăl. Deci Tatăl este primul care a promis mântuirea. Este Fiul care a plătit pentru mântuirea noastră. Iar apoi avem pe Duhul Sfânt care a pecetluit mântuirea noastră. Avem versetele, o să mergem împreună prin ele, fiindcă sunt foarte importante. De altfel sunt esențiale. Aproape că ne putem cutremura dacă ne gândim că sunt atâția care se numesc creștini și care merg înainte în viața aceasta și nu pot să aibă siguranța mântuirii. Noi cunoaștem că au fost discuții și la frații noștri care sunt în alte părți, nu aici în locul acesta, slavă Domnului. Dar consider de o importanță capitală ca un copil al lui Dumnezeu să poată să înțeleagă pentru el că mântuirea lui, odată dobândită, are anumite efecte. Iar efectele, din câte spune Domnul Iisus Hristos, și este foarte important să fim atenți la Ioan 10, sunt veșnice. Sunt veșnice. Deci o dată spune așa, eu le dau viața veșnică, întărește acest cuvânt veșnic prin expresia, în veac nu vor pieri.
Nu vă prie. Și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Și mai spune în altă parte, nimeni nu le va smulge din mâna tatălui meu. Dacă mergem în toată lumea și întrebăm pe toată lumea care este versetul de aur, lumea creștină, vor spune Ioan 3 cu 16. Ce scrie acolo? Și vor ști. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Iar promisiunea tatălui este aceasta. El a iubit atât de mult lumea, adică pe noi, din inima cărora nimic bun nu ar fi ieșit, și înțelegem cu toții lucrul ăsta, el ne-a iubit pe noi, încât a dat el pe singurul lui fiu și a promis așa, oricine crede în jertfa singurul său fiu, nu va pieri. Iar a crede, de asemenea, este un subiect complex, care implică anumite lucruri. De asemenea, țin să precizez, toată lumea spune că are credință, dracii au o credință, dar există credință mântuitoare și în altă parte spune Scriptura, credință care nu duce la mântuire. Deci este o credință, dar care nu duce la mântuire. Ori pe noi, ca și copii al Dumnezeu, ne interesează, în mod evident, credința care duce la mântuire. Și apoi, spune așa, pentru ca, și intervine promisiunea lui Dumnezeu, oricine crede să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Deci, cu alte cuvinte, odată ce va crede, va avea viața și o va avea veșnic. Este un prim argument care spune, iar dacă în alte părți, și este foarte important, dar nu avem poate timp în seara așa, dacă în alte părți sunt tot felul de mențiuni și oamenii încearcă să agațe tot felul de versete, de tot felul de cuvinte, expresii, gen lepădat sau altele, pe care le scot din contextul lor în care ele sunt scrise, trebuie să prezintăm că Scriptura niciodată nu se va minți pe ea însăși, la fel cum Dumnezeu nu se va minți pe sine însăși. Iar dacă Dumnezeu promite că oferă ceva veșnic, iar noi îl știm pe Dumnezeu sfânt și drept, își poate lua înapoi cuvântul Lui, dintr-o dată furând ceea ce a oferit ca fiind veșnic? Adică El ne-a promis mie că eu voi avea viața veșnică. Și poate El vreodată să spună dintr-o dată, ți-am dat viața veșnică, dar eu vreau să-ți iau din cauza că ai căzut. Și discutăm cu mulți creștini și spun, am căzut. Am căzut. Deci ce este veșnic, este veșnic la Dumnezeu. Iar cuvântul lui Dumnezeu este da și amin. Plătită de Iisus Hristos. Simbolul, să zic așa, sau amintirea frângerii pâinii, amintirea jertfei o păstrăm la frângerea pâinii. Plătită de Domnul Iisus Hristos, promisă de Tatăl, plătită de Domnul Iisus Hristos. Fiindcă a dat, și mergem la Ioan 3:16, că a dat pe singurul lui fiu. Și ca să mergem în niște texte puțin mai evidente, la frângerea pâinii se citește foarte mult Isaia 53. Pedeapsa care ne dă pacea, adică nouă, a căzut peste el. Deci, cu alte cuvinte, pentru ca noi să avem pace, ar fi trebuit o pedeapsă. Pentru că plata păcatului este negreșit moartea. Asta a stabilit Dumnezeu încă de la început. Iar o pedeapsă trebuie să fie. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rânele lui suntem tămăduiți. Și ar fi multe alte locuri, dar scutim din timp. Și nu este cazul între noi, nu știm bine. Plătită a fost de Domnul Iisus Hristos. Acum, avem un text scurt, amintesc, în Evrei 6, în care cunoaștem expresia aceea, fiindcă ei răsignesc chiar și pe Domnul Dumnezeu. Aș merge puțin în text ca să amintesc foarte scurt ce scrie acolo. Un text care, în loc să inspire teamă, ar trebui să inspire încredere pentru credincioși. Sunt sigur că ați trecut peste el. Se referă, citez la versetul 4 și trec foarte repede prin context, că cei ce au fost luminați odată și au gustat darul ceresc și s-au făcut părtași Duhului Sfânt și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor și care totuși au căzut, este cu neputință să fie noiți iarăși și aduși la pocăință, fiindcă ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl vreau să fie batjocorit. Spuneam că mergem la plata lui Hristos, odată pentru totdeauna, cum spune Evrei și tot insistă, odată pentru totdeauna, uritorul unei mântuiri veșnice, sunt expresii pe care nu le putem tăgădui. Iar dacă vreodată orice altceva ar părea să contrazică, este clar că Dumnezeu nu se minte pe el, iar lucrurile trebuie studiate în context. E foarte important și în discuțiile pe care le avem cu ceilalți. Fiindcă mulți poate mai vin să ne spună, dar eu n-am siguranța mântuirii. Nu știu. Și spune aici textul acesta. Este cu neputință să fie noi țiarași. Dacă ne uităm în contextul din Evrei 6, Pavel le spune, lăsați deoparte învățăturile începătoare. Nu mai clădiți încă o dată temelia care s-a pus odată. Asta este contextul. S-a pus temelia. Temelia e Iisus Hristos. Ați plecat cu temelia. Mergeți sus cu zidul. Dacă e o problemă la zid,
Nu puneți altă temele peste zi și începeți iară. Dărâmați zidul și continuați pe temelia pe care ați început, pe Iisus Hristos. Nu puteți fi renoit iarăși. Nu puteți pune încă o temelie. Temelia a fost pusă. E un text al speranței. Și un text care afirmă încă o dată siguranța mântuirii. Ai pus temelia în Hristos. Poate că zidul îl mai pornești greșit. Căci toți avem momente de cădere. Iar căderea de care spune și care toți au căzut, spune, este cu neputință să fie noi iarăși. Auleu, nu suntem gata, dacă am căzut odată, noi nu mai putem noi. Și aduci la pocăință. Și noi putem fi și aduci la deci, nu ne putem înnoi, nu ne putem aduce iar la pocăință dacă am căzut. Și un text care inspiră teamă să știți în mintea credincioșilor tău. Ori Dumnezeu spune, nu mai ai nevoie să te înnoiești. Nu mai ai nevoie să vii la pocăință. Ai venit odată. Tu ai pornit greșit cu zidul. Temelia lasă-o în Hristos, dărâmă zidul rău și continuă sus. Nu mai pui temelie încă o dată, că dărâm și zidul și tot. Așa facem și noi realitate. O singură temelie. Plătită de Iisus Hristos toată pentru totdeauna. Pecetluită de Duhul Sfânt. Avem versetul din Efeseni, care este iarăși fundamental în acest sens. Spune, acolo spune să nu întristați cu Duhul Sfânt. Spune, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Este textul care afirmă cu atâta tărie și care nu poate fi contestat. Să nu întristați cu Duhul Sfânt prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Este foarte important că lucrarea mântuirii este o lucrare efectuată de Sfânta Treime. În sensul că toate cele trei persoane ale Trinității sunt implicate. Tatăl a promis. Fiul a plătit. Iar Duhul Sfânt a pecetluit. Trei cuvinte care încep cu P. Fiecare. Duhul Sfânt a pecetluit. Fiul a plătit. Tatăl a promis. Ce a promis Tatăl, noi știm că ne încredem și avem nădejde în promisiunile Lui. Ce a promis Tatăl este promis. Ce a plătit Fiul este plătit. Ce a pecetluit Duhul Sfânt rămâne pecetluit. Evrei 6, care tot atină mult siguranța mântuirii în mintea unora, este un nou argument. Nu mai puneți în coate media. Voi aveți pusă. Nu mai dai nimic. Aveți pe Hristos. Ați greșit. De căzut, avem fiecare căderile noastre. Nu putem să ne negăm. Iar în felul acesta mai face sens un lucru iarăși fundamental. De ce este Hristos mijlocitor? Nu tocmai pentru căderea noastră. Pentru că dacă ne-ai greșit, ne-am pierde la cădere și ne-am duce și siguranța mântuirii noastre nu ar fi, atunci eu rozmare Hristos ca mijlocitor. Oricum, am căzut, ne-am dus. Este cu neputință să... Hristos este acolo ca să mijlocească tocmai pentru lucrul ăsta. Asta este scopul lui. Și mai vine o întrebare. Și este iarăși destul de frecvent întâlnită și este ultimul punct pe care o să-l schițez. Timpul trece foarte, foarte repede. Dar ce se întâmplă cu credincioșii? Ne întreabă alții, poate. Ce se întâmplă cu credincioșii care s-au lepădat de credință? Și mai aduc ca argument unii oameni și textul că să intervină lepădarea de credință. Spune, păi da, e vorba de credincioși. Ce faceau creștinii care se leapă de credință? L-au slujit pe Dumnezeu o viață întreagă. Au mers, au predicat, au făcut, au cântat, au slujit, au... Dintr-o dată a lăsat totul, bat de parte și s-a lepădat. Și multă lume îi bagă pe ei aici la Evrei 6. Au gustat, au făcut, au fost luminați și au căzut și e cu neputință. Și nu au speranță. Total fals și eronat. Haideți să mergem puțin la 1 Ioan. Să vedeți un verset interesant pe tema aceasta. Citim de la versetul 6. Oricine rămâne în el, nu păcătuiește. Și ne oprim aici momentan. A, păi bun, dacă nu rămân în el, atunci păcătuiesc. Dar dacă rămân în el, nu păcătuiesc. Mergem mai departe. Oricine păcătuiește, nu l-a văzut, nici nu l-a cunoscut. Mai departe. Copilașilor, nimeni să nu vă înșele. Cine trăiește în neprihănire, este neprihănit. Cum el însuși este neprihănit. Cine păcătuiește este de la diavolul, căci diavolul păcătuiește de la început. Fiul Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește pentru că sămânța lui rămâne în el și nu poate păcătui fiindcă este născut din Dumnezeu. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Și mă opresc momentan aici. Versetul 6. Oricine rămâne în el nu păcătuiește. Hristos spune, rămâneți în mine. Și păi da, Hristos spune să rămânem, dar dacă eu nu mai rămân în el, nu cumva am pierd mântuirea că n-am mai rămas în el și păcătuiesc? Iar apoi mai departe spune că cine păcătuiește este de la diavol. Nu. Oricine rămâne în el, nu păcătuiește. Oricine păcătuiește, și aici e foarte important, cine păcătuiește nu l-a văzut, nici nu l-a cunoscut. Cum să rămân în el dacă nici măcar nu l-a cunoscut? Cum să rămân în el dacă nici măcar nu l-a văzut? Noi nu l-am văzut pe Dumnezeu decât prin credință și îl vedem în continuu și îl vedem în seara aceasta în mijlocul nostru pe Dumnezeu. Asta e bucuria noastră. De asta ne bucurăm. Vedem pe Dumnezeu în mijlocul nostru. Oricine păcătuiește nu l-a văzut, nici nu l-a cunoscut. Fiindcă aici intervine ceva, în momentul cunoașterii. Vine
spălarea nașterii din nou și înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Un om înnoit de Duhul Sfânt nu păcătuiește. Iar apoi spune, cine păcătuiește, iar faptul ăsta este, cine păcătuiește este de la diavolul, că diavolul păcătuiește de la început. Iar faptul ăsta atestă cu tărie faptul că cei care păcătuiesc nu au nicio cunoștință și nicio treabă cu Dumnezeu. Adică poate să fi făcut el toate minunile, căci vor fi mulți care vor spune, am făcut Doamne, nu vă cunosc. Vor fi mulți care vor face asta. Iar Dumnezeu nu promite viața veșnică, ne-o lasă câte 50 de ani, la 60 de ani, uf, nu ia dintr-o dată. Doamne, am făcut. Ca să ne scuzăm, că și toți vor pleca genunchi și vor spune, Doamne, ești drept că ai putut asta, fiindcă tu mai știut cine era la meu când ziceam că-s credincios. Creștini, cu adevărat, nu sunt mulți. Credincioși sunt foarte mulți. Toți cred, dracii cred, puțini sunt atei, în mare parte eu aș spune că 90% din glob spune că este credincioasă. A fi creștin este altceva. Creștin, prin definiție, prin termenul lui, prin terminologie, înseamnă, din engleză, Christ in me, Hristos în mine. Asta înseamnă creștin. Hristos în mine. Când e Hristos în mine, cum să mai păcătuiesc? E Hristos în mine. Acum trăiesc, dar nu mai trăiesc eu ca să păcătuiesc, ci Hristos trăiește în mine. Hristos trăiește în mine. Iar referitor la întrebarea aceasta, e cel mai corect și cel mai complet verset. Oricine rămâne în el nu păcătuiește, dar oricine păcătuiește, nici nu l-a văzut, nici nu l-a cunoscut. Și este clar. Și ai pus mai jos, aici se deosebesc copilul Dumnezeu de copiii diavolului. Recapitulăm trei aspecte. Ce a promis Dumnezeu nu încalcă și nu poate schimba nimeni. Ce a plătit Fiul nu mai trebuie plătit cu absolut nimic. Nu cu lege, nu cu țapi, cu absolut, nu cu ritual, nu cu durere, cu suferință, cu absolut nimic. A plătit Fiul. A fost bagiocorit, a fost străpuns, a suportat pedeapsa capitală a păcatului pe care Dumnezeu o îndreptase clar asupra noastră dacă n-ar fi, o îndreptase asupra noastră clar dacă nu era Hristos. A plătit tot ce trebuia plătit. Nu mai este niciun fel de jertfă necesară, nu mai este niciun act necesar decât credința în el. Ce a plătit Fiul, a plătit o dată pentru totdeauna. Ce a pecetuit Duhul Sfânt. Pecetea este pecete. Și spune pecetuiți pentru ziua răscumpărării, nu pentru ziua căderii, nu pentru ziua păcătuirii, nu! Pentru ziua răscumpărării. Până atunci e peceta aia. Deci dacă Dumnezeu a pus-o pentru ziua răscumpărării, cine o poate rupe dar? Ca și analogie, peceta din Apocalipsa. Nu putea nimeni să o rupă. A venit numai Fiul să o rupă. Ne-a pecetuit pentru ziua răscumpărării și până atunci El va ține lucrul ăsta. Siguranța mântuirii este esențială. Este esențială pentru noi. Nu știu dacă o să mai ajungă, sper ca frații noștri să-și rezolve, să înțeleagă. Mântuirea este, de asta trăim. Ce rost mare viața mea, sincer, dacă nu știu că m-a mântuit Dumnezeu. Cu ce merg înainte? Cu frica, Doamne, poate mâine cad. Te slujesc toată viața și poate mâine cad. Pot totul în Hristos care mă întărește. Amin. Amin.